Ungaria și Italia fac front comun împotriva imigranților extracomunitari. Vicepremierul Italiei și prim-ministrul Ungariei, ambii din formațiuni politice de extremă dreapta, s-au întâlnit la Milano ca să discute despre o posibilă alianță. Ambii l-au criticat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, și au cerut la unison întărirea frontierelor europene pentru descurajarea migrației. Matteo Salvini și Victor Orban au declarat că merg pe același drum în privința formării unei alianțe anti-imigrație care să se opună politicilor promovate de președintele Franței. Întâlnirea celor doi are loc în contextul în care în 2019 au loc alegeri pentru Parlamentul European. Trebuie să schimbăm multe. O nouă comisie, un nou parlament. Vom apăra fără echivoc granițele și vom opri migrația. În fața clădirii din Milano, unde a avut loc întâlnirea Orban, Salvini, mii de manifestanți pro-imigrație au cerut deschiderea granițelor Europei. Matteo Salvini, vicepremier și ministru de interne în peninsulă, dorește redeschiderea unui punct de trecere de la granița dintre Franța și Italia, folosit în trecut de migranții care intrau astfel în hexagon. În acest fel, numărul extracomunitarilor din Italia se va diminua, spune el. Președintele Macron, care are o cotă de popularitate ajunsă la un minim record, își petrece timpul dând lecții guvernelor străine. Ar trebui mai întâi să dea dovadă de solidaritate și de bun simț și să deschidă frontiera la Ventimiglia. Ar putea face asta chiar mâine dimineață. Matteo Salvini a mai precizat că guvernul său este în discuții cu Germania pentru reprimirea imigranților și refugiaților care au intrat în Europa prin Italia, așa cum cer reglementările europene. Dar în același timp, spune ministrul, peninsula trebuie ajutată, astfel încât numărul lor să nu crească.